Sir? Sì. Basta. Vai. Capo. Faccio una ricerca. Dai. Sì, ma non puoi fare una cosa, ci vuole. Esercizio da 3, 2, 6, 3, 1. Dobri? Da. Come stai prendere in tutela la profanazione della prima domanda a 25 euro? Problema 2, 2? Nu, 2, 3, 2, 5, 3, 1. Algebra și geometrie, spus trebuie. Da, noi facem algebra. Algebra, hai să facem. 23 la pagina 18. 28, dacă e de la... 88. 88. Fie fracția f de x, y, egală cu... Egală cu... la numărător, 16 x pătrat plus y pătrat plus 8 x, y plus 4 de x plus 40 plus 25 plus 10 y supra 16 x pătrat minus 25 plus 8 x, y plus 0. Și asta este fracția. Amic, simplificați fracția S. Zic să o simplificăm. B. Fracție. Da. B. Calculați F de 2 și minus 1. C. Calculați S de A și minus 2A plus 3. F de A și minus 2A plus 3. Unde A aparține lui R mai puțin. Unde A aparține lui R mai puțin. Minus 4 și 1. Și D. Determinați valorile întregele lui A pentru care F de A aparține lui S. Da, pentru care F de A și minus 2 A plus 3 aparține lui Z. F de A și minus 2 A plus 3 aparține lui Z. Așa, pentru care e de A și minus 2 plus 3 aparține lui Z. Să o luăm cu idei? Păi facem un binom. De unde are să facem binomul? De la acolo 16x la 2 plus y la 2 plus 8xy. E un binom. Ai 4x plus y totul la 2. 4x plus y totul la 2? Sunteți de acord? Da. Da? Mergem așa. 4x plus y totul la a doua, plus... Acolo de 25 îl lăsăm deoparte și îl scrie ca fiind și la a doua, iar de la 40x plus, plus 10y scoatem factor comun 10. Deci lăsăm pe 25 deoparte. Da. Și putem scrie ca fiind 5 la a doua. Așa, și atunci zice, din aici se scoți tu 10, da? Și vine plus 10 pe lângă... 10 pe lângă... 4x plus y și plus 25, a rămas 25 de parte, da? Da. Așa, supra, la fel. Și fac cu 5 și jos, da? Aici ce să facem? E la fel, tot 4x plus y totul la doua. 4x plus y. Da, mai puțin 25. Și minus 25 și lăsăm la 10. Deci 4x plus y totul la a doua, minus 25. Și egal cu? Te rogate. S-a minunat, te rogate voi. Păi, pe 25 îți scrie ca fiind 5 la a doua. Bun. Corect. Dar mai scrie o dată? Nu, hai să scrie 5 la a doua pe loc, până adică ca să nu mai scrie lucrurile. Și acolo jos la fel. Da. Și jos la fel, zice el, vrea 5 la a doua. Așa, și acolo e 4x plus y minus 5, până la 4x plus y plus 5. Și jos, da. Da, da, sus. Da, sus. E 4x plus y plus 5. E ca da. Acolo a plus b pe lângă... Nu, e a plus 4x plus y plus 5. Prima parte la pătrat. Hai să închipuim că asta ar fi a. Ar fi a la a doua. Plus b. De 2 da. Ori a ori 5. 10. La din am pus b pătrat. Deci din nou care? Din nou prima parte de 4x plus y plus, y plus 4x plus y și plus 5. Plus 5.
4 x plus y plus 5 totul la pătrat jos supra 4 x plus y plus 5 pe lângă 4 x plus y minus 5. Exact. 4 x plus y plus 5 pe lângă 4 x plus y minus 5. Ce simplifică? 4 x plus y plus 5. Așa, pătratul cu asta. Și o să rămână 4 x plus y plus 5 supra 4 x plus y minus 5. Așa arată fracția. E de x, y, 4 x plus y plus 5 supra 4 x. Deci, iată-o în final, e de x, deci egal cu e de x, y, ca să înțelegem. Așa arată expresia simplificată. Bun. Mai departe. B. Calculați f de? 2 și minus 1. Adică ce? Înlocuim pe x cu 2 și pe y cu minus 1. Corect. Sau puteți să facem acolo, direct? Acum, acum facem. F de 2 și păi minus. Păi nu la cea la început, dar nu muncim așa la început. Și la asta simplificat. Sigur că da. Ăsta a fost rostul. Cei care se duc acolo la început, nu-i treabă lor. Pierd timp? Ajung acolo, dar calculează și pierd niște timp prețioși. F de 2 și minus 1. În forma finală asta, după simplificare, și 4 ori 2, 8 plus minus 1 plus 5 supra 8 plus 1 minus 5 minus 5 supra 5 5 7 6 10 supra 9 5 4 5 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
și minus 2 apostrofe. X-ul e A? Exact. Deci X-ul din expresie este A. Iar Y-ul este cel de pe locul 2. Minus 2 apostrofe. Minus 2 apostrofe. Și atunci ce? F de F. A și minus 2 A plus 3. Egal cu. Păi avem minus... Prin fracții, 4. 4 A. A. Plus... Plus 3 minus 2 A. Plus 3 minus 2 A, e zis foarte bine. 3 minus 2 A, dacă tot am acolo așa ți-o plus... Plus 5. 5, totul supra. Tot așa, 4 A. 4 A. Plus... 3 minus 2 A. Minus 5. Și egal cu 2 A. 3 plus 5 plus 8, 8 supra 2A. 2A minus 2. Minus 2. Și egal cu? Spatem pe 2. Și egal A plus 4 supra 2 plângă A minus 1. 2 plus 1. Și face A plus 4 supra A minus 1. Deci iată că am găsit F de A și minus 2A plus 3 egal cu A plus 4 locul supra A minus 1. Și de U. Și de U acum să ne ducem la D. Trebuie ca... Dar are legătură cu ce? Păi că da. Când asta aparține lui Z. Z. Nu? Da. A, pe... Expresia asta aparține lui Z. Dacă și numai dacă... A minus 1 divide pe A plus 4. A minus 1 se divide pe A plus 4. A minus 1 divide pe un divizor al lui A plus 4. Adică deci, dacă și trebuie să fie pentru numitor, zic 1. A nu are trebuie să fie 1. Dar deci, e pentru cea mai sus. A avut grijă să spună. A avut grijă autorul. Uitați la ce. Mi-a spus aici. Dar minus 4 de ce a zis? De ce a zis minus 4? Da, și ce nu lași pe ăla de sus? Că a dat A plus 4 supra A minus 1. Oare de ce nu lupă și pe minus 4? A plus 4 supra A minus 1. Când am făcut simplificarea asta, probabil că aici se va întâmpla să fie 0. A plus 4. Știi că am simplificat fracția cu A plus 4, practic. Că unde a rămas A plus 4? După simplificare a fost pătrat și aici, nu? Și dacă ai fost A egal cu minus 4, aici făcea 0, 0 pe 0 și nu ar fi rămas. Deci, asta e motivul. Bună întrebare. Deci,
Totdeauna ne întrebăm de ce a venit el. Ar fost mai tare de ieșit dacă spunea puneți voi condiții. Exact. Pentru că l-ați lucrat fără să vă uitați dacă sunt condiții. Deci ne-am așteptat de lucruri pe întuneric. Ne-am a fost fascinați de chestia asta. Dacă ne-am ajuns așa și trebuia să punem condiții. Exact. 4 expulsive plus 5 diferite de 0. Corect. Și 4 expulsive minus 5 diferite de 0. Sau poate expresia de la început diferite de 0. Deci nu putem să ne apucăm de lucruri decât cu o astfel de condiții. Deci eu mai învățăm ceva. Autorul, dacă ar fost dur, ar fi format așa, în condițiile existenței fracției, lucrați. Adică, tu fie atent, că ai depus condițiile numitorul diferit de zero. Și după aceea lucrezi. Și după aceea lucrezi. Și când am ajuns la expresia asta ieri de aș minus 2 plus 3, iată cum arată, a fost 4 supra minus 1. Care înseamnă ce? A diferit de minus 4, că a fost și spus și simplificat. L-ai avut pe A minus 4, A plus 4 jos aici după locul. Exact. Da? Ei, astfel de ieșiții sunt capcane foarte puternice, foarte tare. Cum de jandru, exact, și mai dur ar fost ca dacă, să spun, lucrăm, da, să le dea A egal cu minus 4 sau A egal cu 1 și tu exact. Accepti. Exact, domnule. Da? Tu accepti pentru că tu n-ai impus condiții dinainte. Și nu ai fost atent. Și gata, te terminat. Deci sunt astfel de situații când găsești pe A soluții, noi nu știm cum se rezolvă aici încă, dar dacă n-ai pus condițiile și găsești pe A valoarea aceea, o accepti fără nicio emoție, că tu n-ai motiv să nu accepti. Exact. Bun. Hai să dragi legistul nostru. Am înțeles că autorul a fost drăguț cu noi și ne-a pus condițiile de existență, ai expresia acestea. Și acum să vedem aici. Când am pus 4 supra minus 1 este număr întreg. Am, nu trebuie să îi dupea plus. Ia, uite. Dacă ai fost așa, 7 supra A minus 1 a maximului 0, te-ai fi descurcat? Da, A minus 1 e divizorul 7. Perfect. Perfectă ideea. Divizorul 7. Hai să facem și aici o manevră. A minus 1 se vede divizorul A plus 4. A plus 4, de acord. Dar să facem să fie aici un număr. Deci să facem o mișcare. Încă sus să fie un număr. Păi nu poate să fie 1 și 4. Nu-mi dă răspunsul că nu mă percep. Și am zis că nu poate să fie, știu că am... Nu poate să fie 1 și minus 4. 4. Am zis asta. Dar aranjează tu ceva aici, Miruna. Hai să plecăm de la asta. A plus 4 supra A minus 1. Visăm să o aranjăm altcumva, egal la ei, în care să ajung până la sfârșit cu un număr acolo. De aceea, am pe A și eu vreau să apară A minus 1 ca să distribu numitorul mai târziu. Să ajung să-l cădem pe 5. Pe 1. A, pe 1. Bine, A minus 1 plus 1 plus 4. Am ajuns că de urmă din cauza nevoie concrete de aici, a fost de A minus 1. Da. Deci A minus 1 plus 1. Deci faci acum A minus 1 adi plus 5, totul supra A minus 1. Care înseamnă A minus 1 pe A minus 1. Vedeți că apă o fracție acum. A minus 1 supra A minus 1 plus 5 supra A minus 1. Care înseamnă, e mai departe, A minus 1 pe A minus 1 face 1 plus 5 supra A minus 1. Și iată, A plus 4, A plus 4 supra A minus 1 aparține lui Z, dacă și numai dacă, e egal la sa. 1 plus 5 supra A minus 1 să aparține lui Z. Și cum numărul este deja din Z, sigur că problema rămâne ca acesta. Deci dacă și numai dacă, 5 supra A minus 1 este din 0. Așa cum am venit și de pe acolo. Tot divizorul. Deci, mișcarea e făcută foarte deșteaptă în condiția asta, da? Deci aici A minus 1. A minus 1 poate să fie printre divizorul pe 5. Deci A minus 1 aparține lui plus minus 1 și plus minus 5. Cum ai zis tu, Miruna, da?
Și mă cred. A minus 1 egal cu 1. 1 rezultă A egal cu 2. A minus 1 egal cu minus 1 rezultă A egal cu 0. Care? Nu? A minus 0 e bun. E bun. A minus 1 egal cu 5. Rezultă. A egal cu 6. Bun. Și A minus 1 egal cu minus 5. Care înseamnă A egal cu minus 4. Nu e bun. Asta e drama. Nu mai e bun, ia uitați. Minus 4 și 1. Și dacă nu puneam în condiție, eu luam pe asta. Exact. Da? Dacă autorul a fost drăguț. Dar aici trebuie să știți că o parte din copii sunt neatenți și nu se uite că a fost precizat, nu are voie să rea pe minus 4 și așa, și acceptă. Și spune, de aici rezultă, a aparține din mulțumim valorilor, 2, 0, 6 și îl pune și pe minus 4. Și, clar, că nu ai fost atent, dar autorul a fost drăguț cu tine și ți-a dat, fii atent, dar nu are voie să fie minus 4 și tocmai ce vă spuneam înainte, sunt situații când din calcul îți este soluția aceea. Corect. Și tu accepti. Fiindcă n-ai pus tu condiții de la început. Și mă bucur că ai lăsat de la chestia asta. Da? Deci, minus 4 nu are voie să fie, o știu și de aici. Dar, repet, insist, în condiții care au tot fost drăguți. Dacă n-ar fi fost, nu-i trebuia să găsim condiția. Aici, aici a fost de la început. Deci, de la început ne-am făcut chestia asta. Și ea capătă, să spunem, o formă destul de interesantă atunci când, deci atunci când simplificăm și mai așezăm sub formă de produs. Deci asta așa poate, e pusă ca și condiții. Dar când am așezat ca o formă de produs, un produs este 0 când fiecare e 0. Deci trebuia să punem condiție că 4x plus y, deci corect, plus y plus 5, pe lângă cealaltă 4x plus y minus 5 diferit de 0, da, diferit de 0, echivalent cu a spune și prima și cealaltă să fie diferit de 0. Și. Că e vorba de produs, pericolul de produs este 0 când fiecare rând devine 0. Și atunci, simplificarea asta o fac în precizarea de mai sus. Ei, după ce... Este superb. După ce fac simplificarea, ajung la forma asta, da? Da. Ei bine, eu sau în vârfare, nu știu și așa, înlocuiesc pe x, fac f de a și minus 2 a plus 3, îmi dă așa, plus 4 fără minus 1, nu mai țin cont că am făcut simplificarea cu 8. În mod normal a fost aici la pătrat și aici a plus 4. Exact. Ați înțeles? Asta este. Și de a fost, exact. Și de aceea, dacă aș fi fost în forma asta aici, îmi dau seama că trebuie să spun la diferit de 1 și la diferit de 4. După simplificarea asta, nu mai eu uit. Corect. Da? Uit de chestia asta. Că am făcut o simplificare și a fost și la numitor. Exact. Și... exact. N-am voie să fac asta, da? De aceea, un astfel de ieșițiu, merită să-ți duci și mă duci până la nivelul de Olimpiadă, să spun în faza locală. Pentru că da. Nu prezint, nu-l anunț, la spiel, din timp ca camere, ca camere astea, îmi găsesc soluții, el o acceptă și atunci aici e de punct de vedere. Sau dacă vezi pentru teză, pentru nota 10, așteptam chestia asta, care e o chestiune de firețe. Da? Deci, să fac selecții, să văd cine se prinde. Profesorul din mine ar fi făcut asta fără discuții. Da, mai avem unul la gen? Da. Încă două. Și cu așa. Poate mai are da. Dobre, dată, numai ce trebuie, e clar. Da? Gata, aici trebuie de la pagina 88. Da, bine, bine. Păi așa se scrie mai cu încredere în tine. Și ce aici, la, trebuie să ai încredere în tine. Deci care e? 25 de la 88. Deci 25 de la 88. Care sună? Fie e de x egală cu. Aș putea să fac ceva acolo, la x.
fost A plus 4, supra minus 1. Am avut șansă să aduci scala. Vreau mai să întindă un pic discuția pentru situațiile care nu pot pune în evidență asta. Deci am ceva de comentat, sper să găsesc. Am următorul, să vedem. Deci de x egal cu paranteză pătrată și paranteză lungă. X plus 1 supra 3x minus 3. X plus 1 supra 3x minus 3. Minus 3. Minus 4 supra 3x pătrat minus 3. Minus x minus 2 supra 3x plus 3. Este paranteza rotundă. Ori 6x supra 5x plus 10. Minus x supra x plus 2. Închideți paranteza pătrată. X plus 2. X plus 2, așa. Închideți paranteza pătrată. Ori 7x plus 14. Supra 2 pe lângă x minus 1. Asta este f de x. Acum, a. Pentru ce valoare reale ale lui x, expresia e nu are valoare definită. Pentru ce valoare reale ale lui x? Există e de x cu semn de întrebare. Când? Pentru ce x? B. Aduceți expresia e de x la forma cea mai simplă. Simplificați expresia. Deci, simplificați. Ce? Determinat x aparține lui z. X aparține lui z, pentru care e de x aparține lui z. X aparține lui, lui z. Z. Pentru care e de x aparține lui z. Așa, că e de x aparține lui z. Și de, scrieți mulțimea A mare egală cu tot acei x din el. Scrieți. Mulțimea A mare egală cu tot acei x din el. A mare egală cu tot acei x din el. Cu proprietatea 2 pe lângă. Cu proprietatea modul de 2 pe lângă x plus 1. 2 pe lângă x plus 1. Da, ori e de x. Minus 3. Închideți modulul. Mai mic egal de 11. Folosind intervale. Da. Gata, pornim la treabă. E de x egal cu. Mai este x foarte mare. Păi au, domeniul de activitate. Sigur că da. Păi atunci mi-a apărat în... Nu ne-am căzut, ci pur și simplu ne uităm la fiecare fracție, da? 3x minus 3 să fie 0, 3x la 2 minus 3 să fie 0, 3x plus 3 să fie 0, 5x plus 10 să fie 0, 3x plus 2, nu trebuie neapărat x plus 2 să fie 0. Adică ca să găsim pe cei care nu ne convin. Da. Da. În mod normal, la scrierea condițiilor, spunem așa. 3x minus 3 diferit de 0. Deci anumitorul diferit de 0. Da. Că noi facem negația și ca să găsim x și da. Dar dacă tu spui egal cu 0, egal cu 0, nu-i bine. Condițiile astea înseamnă că fracția asta sau expresia există când fiecare fracție în parte există. Și mai punem și x plus 2 să fie 0? 3x pătrat minus 3. Minus 3 diferit de 0. 3x plus 3 diferit de 0. A 5x plus 10, da? Mm-hmm. 5x plus 10 diferit de 0. Punem și x plus 2 diferit de 0. Sigur că da, x plus 2 diferit de 0. Și 2 pe lângă x minus 1, pentru că e 0. 2 pe lângă, sau x minus 1, că 2 pe lângă, se poate scrie 2 pe lângă x minus 1, dar să știm prima ce rezultă. Din prima, negația care o luăm este 3x minus, deci negații, așa chiar spune, negațiile, adică luăm totul negând. 3x minus 3. 3x minus 3, x egal cu 3, de exemplu, x nu poate egal cu 0, x egal cu 1, nu? Da. Din coace. Le luăm pe toate și le rezolvăm. Da. 3x la 2 egal cu 3, rezultă că x egal cu 1. 1 și minus 1. Deci x pătrat egal cu 1, când rezultă x egal cu plus minus 1. 3x egal cu 1. Deci, bine, 3x pătrat egal cu 3, x pătrat egal cu 1, x egal cu plus minus 1. Din coace. 3x egal cu minus 3, x egal cu minus 1, nu? X egal cu minus 2 și x egal cu 1. Deci vine aici, hai să luăm mai ușor. 3x plus 3 egal cu 0, x egal cu minus 1. 5x plus 10 egal 0,
Adică... 5 plus 4 cu 1 pe lângă x plus 2. Da, și când e 5 pe lângă x plus 2, îi dau 0, adică se iau cu minus 2. De acord? Da, da. La fel și la fel și cealaltă x egal cu minus 2. Și aici x egal cu 1, nu? Da, deci x aparține de mai puțin plus minus 1, minus 3 minus 2. Acum devine. Deci asta înseamnă, la punctul E de x să existe, rezultă x aparține lui R mai puțin minus mulțimea valorilor plus 1, minus 1, 2, minus 2. 2 nu. Nu 2, nu. Minus 2, aici. Atâta, da? Și minus 3. Și minus 3 unde? Și minus 3 avem. Unde? A, nu, 3 x egal cu minus 3, x egal cu minus 1, dar... Da. Deci, atât. 1 minus 1 și minus 2. Da. Da? Te acordam ei? Da, da. Deci acestea sunt date deoparte. Pentru că, insist aici, la acest moment când vă sprovi pe x cu 1 sau minus 1 sau minus 2, una din fracțiile astea devine... nu există. Deci una din fracțiile nu există. Fracția aceea are numitorul 0 și fracția nu există, că numitorul este 0. Deci, nu ne apucăm, condiții se pun la început, în forma calitat, nu te apuci tu de lucruri și la sfârșit cu condiții. Că ați văzut ce se poate, exact. Se face și se simplifică ca acolo. Nu, minus 4, corect. Și m-a dispărut minus 4 acela. Deci, observați, condițiile de existență a expresiei, condițiile de existență a expresiei, se pun... Da. În forma dată inițială, în forma inițială a expresiei. Deci condițiile de existență se pun în forma dată inițială. Și am să vă dau un exemplu scurt. Ia uitați, expresia e de x egal cu x pe x. Așa o dau, x pe x. Așa asta, pentru iar forma asta, zic, x diferit de 0. Dar dacă simplific, e de x, va face 1. Și nu am ce motiv de reducerea. X de cu x face 1. Și aici nu pun nimic. Nici o condiție. Dar nu condiția, că am să fie simplificare aceea. Deci de aceea e forma dată inițială, da? B. Simplificat. B. Simplificat. E, sau lucrați la expresie, sau aduci la forma cea mai simplă. E de x egal cu minunat. E de x egal cu x plus 1 pe 3 pe lângă x minus 1. X plus 1 supra 3 are o zeră, da? Da. Pe lângă x minus 1. Minus 4 supra 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Deci descopui x minus 1 pe lângă x plus 1 și bine faci, continuă cu ave, minus, minus, x minus 2. Mai mare. Așa, x minus 2 supra 3 pe lângă x plus 1. Așa, închide paranteza. Înmulțim cu... 6x supra... scoatem un 2 și închide 2 pe lângă. 5 pe lângă. Închide, da. 5 pe lângă x plus 2 minus x supra x plus 2. X supra x plus 2. Ori 7 pe lângă x plus 2. Supra 2 pe lângă x minus 1. Așa, egal cu? Observăm cu x minus 1 pe lângă x plus 1, factorul comun. 3 pe lângă. Numitor comun, da? 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Aici amplificăm cu x minus 1. Cu? X plus 1. X plus 1, este x plus 1. Așa, x plus 1. Așa. Și? După aia, ultima cu x minus 1. X minus 1. Și o să avem x plus 1 pe lângă x plus 1, adică x la a doua plus 1. Nu mai! X plus 1 totul la pătrat. Așa, x plus 1 totul la pătrat. Tenții multe date, da? Minus. Minus 4, minus x minus 2 pe lângă x minus 1. Da. Totul supra. 3 supra. 3 pe lângă. 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Înmulțit cu 6x supra 5 pe lângă x plus 2, da. Minus x supra x plus 2, da. Și ori, da. Ori 7
Fără de x plus 2, stă fără 2, fără de x minus 1. Da. Egal cu? Să facem paranteza x plus 1 la pătrat? Sigur că da, deci bine. Că să fie x la 2 plus 2 x plus 1 minus 4 da. Minus minus x la 2 da. Plus x da, minus x plus x, da? Da, minus x plus x acolo. Deci plus x plus, plus 2x. Am și mulțit așa, adic, x ori minus 1 face minus x și x ori minus 2 face minus x. Cu minus de față face plus x plus 2x, da. Și plus 2, minus 2 de fapt. De acord? Da. Minus 2 tot plus sub, da? 3 sub, 3 minus 1, 3 plus 1, ori 6x. Supra 5 pe lângă x plus 2. 5 pe lângă x plus 2. Minus x supra x plus 2. După paranteză, ori 6 pe lângă. Tot după paranteză, nu-mi propriu? Da. Ori 7 pe lângă x plus 2 supra 2. 7 pe lângă x plus 2. Supra 2 pe lângă x minus 1. Și gata. X la 2 cu minus x la 2. Se reduc, se reduc. Da, x pătrat, x pătrat. Da. Și avem 2x plus 2x, 4x, 5x. 5x. A, minus 5. Deci 5x minus? 5. Minus 5, da. Da, supra. Supra, 3 supra, 3 până 2x minus 1. Da. Când x minus 1. Ori 6, x supra 5 până la x plus 2, da. Minus x supra x plus 2, minus x supra x plus 2, tot într-o paranteză, ori, ori 7 până la x plus 2, supra 2 până la x plus 2, 7 pe lângă x plus 2, da. Supra, 2 pe lângă x minus 1. Da. Acum reducem 3 cu 6. Da, simplificăm. Da, simplificăm 3 cu 6. Ah. O să avem 2. După aia 5x minus 5 scrie ca fiind 5 pe lângă x minus 1. 5 pe lângă x minus 1 supra de... supra x minus 1 pe lângă x minus 1. Da. Ori x. Ori 2x. Ori 2x, da, supra 5 pe lângă x plus 2. Minus x supra x plus 2. Ori 7 pe lângă x plus 2. Da. 7 pe lângă x plus 2. Supra 2 pe lângă x minus 1. Și eu sunt x minus 1. Ca x minus 1 cu x minus 1. O 5 cu 5. X minus 1 cu x minus 1. Da. Da. 5 cu 5. 5 cu 5. Și da. O să rămână 2x supra o x plus 1 pe lângă x plus 2. Da. Minus ceva, dacă mai dar un lucru. Deci 2x supra x plus 1 pe lângă x minus 2. Minus x supra x plus 2. Da, da, că e și asta scrie. Da, minus. Da. Minus x supra x plus 2. Toate de un singur 6 pe lângă x plus 2. 6 pe lângă x plus 2, da. Supra 2 pe lângă x minus 1. X minus 1. X, 2 pe lângă x minus 1, da. Da. Și asta nu știu egal cu... știi, că deasupra când dictez... A, dictăm... O secundă. Da. Poți să ștergi rândurile astea. Da. Așa, așa. Așa, acum aplicăm pe a doua fracție cu x plus 1. Deci suntem tot aici. Aici, suntem acolo, nu știu. Da, da. Da, ca să știu. Și
și am putut pe a doua cu X plus 1 în mod. Da, așa, pe a doua cu X plus 1. Și o să avem 2X. Deci e de X. E de X. La mine. Da. E egal cu oare. Egal cu 2X minus X la a doua. Așa. O minus 1. Corect. Minus X. Minus X, da. Da. La doua minus supra. X. Da. X plus 1 pe lângă X plus 2. Înmulțit cu 7 pe lângă x plus 2 supra 2 pe lângă x minus 1, da. Să reduc x plus 2 cu x plus 2. Se simplifică. Se simplifică. Reduc în plus cu minus. Doi termeni opuși. Dar așa când simplificăm numărător la viitor. Și acum să fie x minus x la 2, care putem scrie x minus... nu. X minus X la 2, da? X minus X la 2. Dacă vreți, puteți să spui așa. Da, X minus X pe X plus X. Nu, X minus X pătrat, da? Da. Hai să lăsăm așa. X minus X pătrat supra... X plus 1. X plus 1. Ori 7 supra 2 pe lângă X minus 1. Corect. Și cam departe muncim. E 7 pe lângă x minus x la a doua. Adică 7x minus... Dar nu strici jocul. Ce ai putea să faci aici? Scoți și pe x. Deci putea să scoți în factor cu un pe x. Și vine 7x pe lângă... 7x pe lângă 1 minus... 1 minus x. X. Supra... Supra x plus 2 pe lângă. 2 pe lângă. Îl punem factor. Da. 2 pe lângă x plus 1. Pe lângă x minus 1. E bine? Da, da. Și egal mai departe cu... Ia zice ce voi te-am face. Dăm un minus, nu? Ei, ca să fie, vezi că jos avem x minus 1, sus avem 1 minus x. Scoatem un minus în factor ca să facem termenii. Da, și minus 7x. Minus 7x pe lângă x, x minus 1. Supra 2 pe lângă x plus 1. Pentru x minus 1, așa, mai simplifică. Se simplifică. Și minus 7x, supra 2 pe lângă x plus 1. Minus 2 pe lângă x plus 1. E de x așa arăta. La tine, Miruna, cum arată? N-am Deci minus 7x, supra 2 pe lângă x plus 1. Bun. Așa arată e de x. Da. Deci hai să scrim aici, e de x arată minus 7x supra 2 pe lângă x plus 1. Bun. Acum, ce trebuie să găsim pe ce e x și din z, pentru care expresia asta... Fără 1, minus 1 și minus 2. Păi, știm asta. Am pus la început condițiile, așa am asigurat. Acolo să desfacem un clip paranteză. Ar fi fost interesant dacă autorul nu ne punea să facem asta. Și zice, lucrați cu noi. Noi trebuia să avem grijă să punem, să vedem ce zonă lucrăm, ce aici. Sigur că da. Deci neapărat. Din asta am învățat. Clar că lucrăm, expresia o modificăm numai dacă îi punem condiții de existență. Acum noi avem așa. Să se determine acei x din z, pe care dacă îi locuim în aici, expresia asta devine număr din z. Ar fi, de fapt, să găsească funcțiunea B mai, formată din toți x și din z, pentru care minus 7 x supra 2 pe lângă x plus 1 să aparține lui z. Așa trebuie să traduce. Corect. Da, deci ce spun, găseți X și nu se înseamnă, găseți mulțimea tuturor X-ul care se întâmplă așa. Am de înlocuit aici o sumedenie. Asta este expresia, de vezi că am luat acasă, care în clipa asta scrie lângă mine. Aici, da? Atent, că e mai important. Da. Desfacem paranteza. Adică 2X plus 2? Da. Și ce ai făcut cu asta? Ai mai pierdut niște timp. Tu trebuie să gândești așa. Minus 7x pe 2x plus 2 mai întâi. Minus? 7x plus 2x plus 2. Desfacem paranteza aia. Așa. Și scriem apoi 2x plus 2
pe 2x plus 2 plus minus 7x minus 2x minus 2 pe 2x plus 2. Da, dar n-am făcut. Așteptăm în perspectivă să fie urât. 7x plus 2 nu se leagă. 7x plus 2x nu mai sunt. M-a fost data trecută a plus 4 și a plus 1 a fost ușor. Deci construcția, acum visăm, Miruna, la ceea ce am spus, găsirea constante acelea. De aceea, am să vă dau o teoremă, dar înainte de asta am să merg ușor, ușor, să nu vă arunc peste gard, așa. S-a făcut în clasa a 5-a asta. Uitați, 2 divide pe 6, să zic. Da? Dar să știți că 2 divide pe toți multiplii 6. Adică și pe 6, pe 12, pe... Deci pe 6 ori... ori în cap. 6 ori în cap. Deci dacă divide pe un număr, divide pe toți multiplii. Poate, uite, dacă D divide pe A, pe număr A, atunci D divide alfa ori A. Adică un număr. A. Sau M, dacă vreți. M. M. M, K. Da? M ori A. Deci, e clară această chestiune, nu cabe discuții. Acum, dacă D divide pe B, atunci D divide și pe N ori B. Adică am repetat același lucru cu A și B. Indiferent ce pus și nu pun. Cât de două ori, de trei ori, șapte, deci oricare ar fi, oricare ar fi M și N pentru situația. Indiferent ce pus și nu pun eu acolo. Dar dacă așa se întâmplă, și scăderea este dificilă. Scăderea sau adunarea celor două. Deci D divide, de aici rezultă că D divide MA plus sau minus MB, indiferent de M, vă dau exemplu imediat, oricare ar fi M și M, niște numere naturale. Sau chiar din Z. Din M și M din Z. Mai există o dată. V-am dat 2 divide pe 6. Deci de 2 divide pe toți multiplii de 6. Indiferent ce capuri aici. 2, 3, 7, 9. Da? Sau minus 3, minus 6, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. N-are importanță. K din Z. Da? Cu K parcurge Z. Ei, în cazul nostru, mai să ne întoarcem la ieșiți asta. Ah, vreți să vă dau un exemplu aici, dacă se întâmplă așa? În mod sigur că dacă l-are ieșit pe D, încorporat și l-are pe D, ca și cum aș poate pe D în factor comun. Asta este de D. De ce devine adunarea sau scăderea? Acum, hai să ne întoarcem ieșitul nostru aici. Minus 7 x, totul suprascrie. Minus 7 x, totul suprascrie. 2 x plus 2, hai să facem și mulțirea, tot propunea de 2 x plus 2. Aparține lui Z, dacă și numai dacă, ăsta este un divizor al celuia. Da. Dacă și numai dacă 2x plus 2, 2x plus 2, divide pe minus 7x. Deci, minus 7x supra 2x plus 2 devine un număr întreg, dacă și numai dacă 2x plus 2 divide pe minus 7x. Da, dar 2x plus 2... Îl divide pe 2x plus 2. Îl divide pe 2x plus 2. 2x plus 2. Sunt acum D divide A, D divide B. D divide de aici rezultă că D divide, adică 2x plus 2, 2x plus 2, x plus 2, divide pe... minus 7x ori un M, că dacă le vedeți pe ăsta, vedeți și cum pe continuul ăsta. Minus 7x ori un M, plus, am să iau cu plus eu. Plus, o să fie minus, plus
x plus 2 ori 1 m. Deci insist. Minus 7x plus 2 plus 2 devine număr între. Dacă și mai dacă tradus înseamnă așa, ăsta îți fie divizorul lui ăsta. Dar el este divizorul lui însuși, nu? Și sunt în condițiile teoremei de aici, deci de divide pe minus 7x ori mânt plus 2 plus 2 ori mânt, indiferent ce mânt și mânt vom folosi din 0. Deci indiferent ce mânt și mânt voi pune acolo. Deci indiferent ce mânt și mânt. Și eu am pus să pun acolo mânt și mânt convenabil mie, ca să se reducă x-ul. Deci dacă M și N, indiferent ce M și N, ca să reduc X-ul. Deci acum aplici mecheria asta. Mi-aleg eu, dacă tu mi-ai spus indiferent ce M și N pot să pun eu acolo, mi-aleg eu convenabil. Deci alegem o pereche M, N. Da? Alegem o pereche M, N. Astfel încât să se reducă X-ul. Astfel încât să se reducă X-ul. Și ce mă să pun eu și ce mă să pun cât să fie o treabă deșteaptă? Ia să vedem. Mereu facem asta? Da, totdeauna, că dacă mi-a spus că indiferent ce mă și le pui. Da. Are eu acum o pereche, ca nu. Și mai asta? Ia să vedem. Și ce mă zici? Deci, în momentul de față, alegem o pereche. Miruna, să vedem ce pereche alegem. Ia unul pe minus 7 și unul pe... Deci, mă, cât să fie? Unul pe minus 7. Nu. Păi să fie din Z, mășină. Mm. Ca să se reducă. Se reducă X-ul? Da. Da. Ce mă se pun? 0. 2. 2. Că 2 ori 7 fac 14. Și pe net cât să pun? 6. 7. A, invers. Le aleg așa, coeficienții? 2 și 7. 2 și 7. Să reduci X-ul dacă pun 2 acolo? Uite, dacă mâna este 2, minus, da. Face 2 ori 7, 14. Da. Minus 14. Minus 14. Chiar minus se face. Da. Se poate încă, da. Și dacă îi dăm până aici, cât? 7. 7. Nu, minus 7. A, 7. 7 ori 2, 14. Da. Deci coeficientul X de aici îl iau la mână și coeficientul X din partea asta îl iau la mână. Dar dacă nu se reduc, pun cu minus. Da. Deci eu am avut parte că deja au fost cu semne opuse. Le alegeți voi, așa pentru că se reduc. Dacă așa am spus că da. Deodată e teorema voie să spun orice mușc și nu pun acolo, da. Mi-am luat o combinare. Deci de aici rezultă că 2x plus 2 divide pe minus 7 ori 2 minus 14 x, x fără, da? Plus 17 x plus 14 x și plus 14. Și 2x plus 2 divide pe 14. Și deci rezultă că 2x plus 2 divide pe 14. Adică 2x plus 2 trebuie să fie divizor pe 14. Deci de aici rezultă că 2x plus 2 aparține divizorilor pe 14. Care sunt? Toți divizorii pe 14 sunt? 7 minus 7. Adică mai iau un clar, că nu ți-a fost clar. Și trebuie să mai insist. Deci teorema spune că indiferent ce mânt și mânt pui. Și v-am arătat când am luat 2, 3, prin model, ați înțeles, da? Indiferent de mânt. Și dacă indiferent de mânt, când am ajuns aici, mi-aleg eu pe mână și pe mână convenabil. Și varianta, adică ai tu mânt și mânt ca să mi-e tot ea, să altul este la ea. Nu, nu mai asta. Pentru că obiectivul este ca să ajung la divizorul unui număr. Să ajung la 14, ce la 14? Se reduc acolo X-ul ăla. Da? Se reduc pe X. Ei, acum, reducerea lui X a însemnat exact apariția lui 14 și, deci 2X plus 2 trebuie să fie divizorul lui 14. Și care sunt divizorul lui 14? Plus minus 1. Plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 1, plus minus 2. Plus minus 7. Plus minus 7. Plus minus 14. Plus minus 14. Astea sunt pe lucrurile. Dacă oh. Luam 2 pe lângă x minus 1, domnul profesor? 2 pe lângă? X minus 1, x plus 1. 2 pe lângă x plus 1, totdeauna. Acolo. Atea nu trebuia să aparțin divizorul 7.
Deci 2 pe x plus 1 trebuia să fie divizorii lui sigur că da. Nu știu, e ca să mai mulțim atât. Ca să mai mulțim atât, da. Sigur că da. Dar de acord cu asta. Deci, faptul că pot să da pe 2 în factor de data asta, este ca și cum aș spune că 2 pe lângă x plus 1 să aparține divizorul lui 14, adică x plus 1 să aparține divizorul lui 14. Lui 7. Lui 7, corect. Cam împărțit prin 2. Da. Și asta înseamnă plus minus 1, plus minus 7. Și am mai redus. Sigur, de da. Și atunci apare cazul în care apar 2x, nu x plus 1. Deci x plus 1 parte egal cu... Cu plus 1. 1, deci da. X egal cu 0. Da, x plus 1 egal cu... Da, x egal cu 0. Da. Deci x plus 1 egal cu 1, x egal cu 0, x plus 1 egal cu... Cât am zis? X plus 1 egal cu minus 1. Minus 1 rezultă x egal cu... Minus 2. Da, adică x plus 1 egal cu 7. X plus 1 egal cu 7. X egal cu 7. Da. Și x plus 1 egal cu minus 7 și minus 8. Și de unde x egal cu... Minus 8. Minus 8. Deci, mulțimea x-ilor pe care am... După care am alergat, e formată B-ul acela, B mare, e formată din elementele 0, minus 2, 6 și minus 8. 0, minus 2 și 6, minus 8. Numai aceștia sunt X și deștepți care... Da, minus 2 nu. Că era excepție acolo. Așa au da, fost da, cu minus 2. Da, nu ai zis 2, că nu ai excepție. Da, 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 era excepție. Așa, vedeți? Vedeți? Iarăși e o problemă care, de care trebuie să ținem cont. Da, dar am avut restricții, da, restricții și minus 2 chiar a fost spus. Așa cum da. Are 0, 6 și minus 8. Mm-hmm. Cum arăta ei? Dați-mi drumul exact ce a simplificat, da? Da, da, da. Da, da. Minus 7 x supra 2 pe lângă x plus 1. Ei, când înlocuim x cu 0, pentru x egal cu 0, y de x devine 0 pe ceva egal cu 0, care este numărul 3. Corect. Pentru x egal cu 6, y de 6, așa trebuie să spunem, aici e de 0, da? Da. Egal cu y de 6, minus 42, minus 42 supra 2 pe lângă 6 minus 1, poate. 6 plus 1, poate. Plus 1 sau minus 1? Spuneți-mi. Plus 1 sau plus 1? Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Deci vine 6 și 1, 7, nu? 2 ori 7. 2 ori 7. Face minus 42 pe... Da, mai bine spus. 2 ori 7, 14. Deci simplifică aici, ca să da. Vedem. Vine minus 21. Și prin 7 face minus 3. Minus 3. Egal cu minus 3, care este un număr din 0. Și iată, x egal cu minus 8. Și atunci rezultă y de minus 8, fac aici egal cu... Minus 7 ori minus 8. Minus 7 ori minus 8. Minus 7 ori minus 8, supra. 2 pe lângă. Cât ar fi minus 8 plus 1? Minus 7, nu? 7. Minus 8 plus 1, minus 7. Minus 7. Minus 7 plus 7 s-a spus. Minus 8 plus 2, minus 4. Care este din 0. Da? Deci, iată, clar. Iar în rest, orice x aș putea ți-l oferi din toate mulțimea numărul 3, niciodată nu va vedea în direct. Super. Da? Foarte bine. A fost interesant aici tehnica aceea de lucru pe care am avut-o în vedere. Sigur că totul s-a redus la x plus 1 dividit pe 7. Corect. Dar am zis că final acolo la x plus 1 trebuie să dividit pe 7. 7. Pentru că 7 ori x și atunci aveam nevoie ca
unul din ei să fie divizibil. Și 7 este număr prim și acolo s-a ajuns. Deci ar fi și asta o observație, dar nu merge tot timpul. Da. N-ai tot timpul șansa asta. De aceea, teoria pe care v-am dat-o aplicați, că vă duce fără comentarii la... Și foarte bun. Și G-ul e aici. Că da. Scrie mulțimea A egală cu tot X și cu proprietatea modul de 2 pe lângă X plus 1. Modul de 2 pe lângă X plus 1. Ori E de X. Ori E de X. Minus 3. Minus 3. Închideți modulul. Da? Închideți egal de 11. De 11. Înlocuim. În 4 acolo. Exact. Și lucrăm în relația care avem mai. Facem relația. Deci 2 pe lângă X plus 1. Ori E de X care este deja minus 7 X supra 2 pe lângă X plus 1 minus 3 în modul mai mic e se reduce ce? Se simplifică X plus 1 cu X plus 1 2 cu 2 și echivalent va avea minus 7 X modul din minus 7 X minus 3, mai mic egal decât 11. Ceea ce înseamnă, ia să vedem. Așa avem, minus, da, minus 7, da. Minus 3, mai mic egal decât 11. Cum s-ar traduce asta? S-ar traduce că minus 7x minus 3 aparține intervalului închis minus 11, 11. Așa. Deci, practic, cuvinta din minus 11 e mai mic egal decât minus 7 x minus 3, țineți minte că așa da. Da, care mi-e mic egal decât 11. Adică el se datrează între minus 11 și 11. Da. Expresia de acolo. Și acum, nu știi, nu cred. Cine vorbește? Deci, în simultan. Te rog, mă întâlnăm în 3, da. Să fie minus 9. Minus 9, mai mic egal decât minus 7 x, mai mic egal decât 14. Da. Împărțim totul prin minus 7, da. Se schimbă sensul inegalității, foarte important. 9 pe 7, minus pe minus face plus, mai mare decât mai mare egal decât x, care e mai mare egal decât 14 pe 7, minus 7, face minus 2. Adică schimb inegalitatea, e destul de place. Minus 2 mai mic egal decât x, mai mic egal decât 9 pe 7, adică x aparține intervalului închis de la minus 2 la 9 pe 7. Deci x aparține la minus 2 la 9 pe 7. Ce e cât aici? 11 plus 3. Cât am? Deci 11 am greșit aici, nu? 11 plus 3, acolo e 14 bun și acolo 11. 8, da, asta e foarte bun. Păi zi, azi mă miră să ne răscați, știți? Păi, adică, nu am făcut atenție, deci, atenție, 8 pe 7, nu? Da, 8. 8. 8. 8. Așadar, este intervalul închis de la minus 2 până la 8 pe 7. Aceasta este, ăsta este A mare egal cu intervalul închis minus 2 la 8 pe 7. Cu asta am terminat exercițiul ăsta. Mai avem un. Da, da. Mai facem o chestie cu amândoi aici. Poate ne merim acolo și mai facem o dată chestie. Trei și ia să facem. Ceasul? Avem noi de 7. Bun. Avem un lucru. Da, 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 da. Avem o... Foarte fain ce ține, dar domnul. Sigur, sigur. Învățăm o groază de chimie. Vom uita au rezultat condiții puse de exemplu a fracțiilor, deci da. Acolo lucru cu fracții. Da, dar da, și acolo cu... Spunea condițiilor. Și, deci sunt lucruri și faptul că aparțin lui Z, ce exact. Înseamnă. Da, deci nu a fost o mică temă, ci o mare temă. Exact. Hai. De-ai zis avem o mică temă. O temă deosebit de interesantă. Și totul se la două stele. Așa că... Da. Ce facem mai târziu? Da. Deci sunt lucruri... Da. 31 de la pagina 89. 31 de la 89. Fie expresia E de X egală cu. E de X. Paranteză pătrată. Paranteză rundă. X plus 5
supra X minus 5 totul la a doua. Totul. Toată asta, fracția a doua. Așa, plus 1. Plus. Plus, da. Plus 2X plus 10 supra X minus 5. 2X plus 10 supra. X minus 5. X minus 5. Închide paranteza pătrată. Da. Ori. X minus 5 supra 4X. 4X. Plus 2. Plus 2. Da. Egal cu. Pentru ce valori ale lui X, expresia nu are valoare definită. Așa. Valoarea există e de X. E de X când? Existența lui e de X. Corect. Da. B. Aduceți expresia la forma mai simplă. Simplificați. Da. Expresia asta. Da. Simplificați. C. Determinat valorile lui A aparține lui Z. A aparține lui Z. Pentru care e de A este număr în Z. Așa încât e de A aparține lui Z. Z. Și de rezolvați ecuația e de X egal cu 4. E de X egal cu 4. Deci e aproape asemănător. Da. Așa, acolo în interior comunii condiții de existență. Condiții de existență așa cum apare ea. Deci trei condiții. X minus 5 diferit de 0. Da, deci da. X diferit de 5 merge mai repede. Da. Apoi. X diferit de 0. Adică X diferit de 0. Atât. Atât. Deci X aparțin lui el. În afară de elementele. 0 și 5. 0 și 5. Dar dacă ar fi fost aici împărțire, dacă ar fi fost împărțire? 5. Și 5. Deci e o dată învățată. Ei s-au întâmplat, dar dacă ar fi fost X plus 4, vreau să vă atrag atenția că la împărțire se există ea și când mulțim la doua inversată, se există și inversa ei. Țineți cont. Da. Da, deci și numărătorul și numitorul, ăsta e motiv. Așa, dacă e de X arată în felul următor, e de X egal cu, hai să vedem unde e. Numitorul comun e X minus 5 la pătrat. Adică vine X plus, X pătrat plus 25 plus 10X plus 5, merge mai departe. Plus 25, da. Plus X minus 5 la a doua. Și ridicăm X pătrat minus 10X plus 25, ar fi, da? Dar deci la a doua, când promete X minus 5 la a doua? X minus 5 la pătrat, ori X minus 5 supra 4 X plus 2. Și egal mai X minus 5. Deci X minus 5 cu pătratul. Da. Și face... Ia să vedem acolo, nu promesc. 4 X pătrat. X pătrat cu X pătrat și cu 2 X pătrat, 4 X pătrat. Acum am X. 10 X cu minus 10 X plus 2. 25 minus 50. Minus 50. Să terminăm și asta. Supra X minus 5 ori 1 supra 4X plus 2. 4X cu pătratul de aici și rămâne X supra X minus 5 plus 2 și care face în final X plus 2X minus 10 supra X minus 5, care va face 3X minus 10, supra X minus 5. Bun. Cum simplificat? Asta așa arată e de X. Da. Următor, A aparține lui Z. E de A. E de A. E de A, cum arată? E de A egal cu 3A minus 10, totul supra A minus 5. A minus 5. Și asta aparține lui Z. Dacă și numai dacă, A minus 5 îl divide pe 3A minus 10. A minus 5 îl divide
pe A minus pe 3A. Pe 3A minus 10. Facem, zicem așa, cum am făcut data trecută. Da. Când merge pe teoria așa, da? Aici am avea o altă șansă, dar nu e nici pe teoria. A minus 5 divide pe A minus 5. A minus 5 divide pe 3A. Combinația. Și atunci? A minus 5 divide pe... A minus 5 ori N. 3A minus 10. Ori N plus... Plus A minus 5 ori M. Într-o paranteză greașă, ca să fie tot, anul și direct tot ăsta. Da. Și acum alegem un... Alegem un... Alegem pe... Pe, pe, pe 10 și 3. Nu. Ca să suntem liberi la anul peste lucrurile. Cu 3, la al doilea. Pe M egal cu 3, ca să apară 3. Și nu e egal cu minus 1, până. Sau nu e egal cu 1 și nu e egal cu minus 3. Că dacă e mu 1, 3 ani. Și aici mu este minus 1, face minus 3 ani. Cum și 3 ani cu minus 3 ani se duc. Acolo cu 3, mu e egal cu 3. Deci mu e egal cu 3. 3. 3. Nu și minus 3. Nu? Sau minus 1? Minus 1 și 3, tot acolo. Minus 1 și 3 ani, da. Nu e nici o scară. Deci de aici se duc că am minus 5, de aici pe 3. 3 ani. Minus 3 ani. Minus 3a, da. Minus 3a plus 10. Minus 3a plus 10. Plus 3a. Minus 15. Și atunci am minus 5. Paranteză. A minus 5 divide pe minus 5. A minus 5 divide pe minus 5. Pe minus 5. Și divizorii pe minus 5 sunt plus minus 1 și plus minus 5. Deci A minus 5 aparține mulțimii divizorilor lui 5. Adică A minus 5 aparține mulțimii, se spune plus minus 1, plus minus 5. Și acum A minus 5 egal cu 1? Deci începem A minus 5 egal cu 1, egal cu 6. A minus 5 egal cu minus 1, A egal cu 4. A minus 5 egal cu 5. 5.